Este susținut pentru că cel care depinde călare de Dumnezeu, depinde care și porunca de la Dumnezeu și darul de la Dumnezeu și arifa de la Dumnezeu de a scoate Dumnezeu. Mergând pe această linie de gândire dualistă acceptuată de ideea teocrație a împărțirării divine să facă o lucrare persoanele sunt supuse la fapt. Persoanele sunt maltratate din fel sau altul. Vreți a fi acest lucru. Cred că se poate fi răspunde. Vedeți cum ajungem la probleme? Vedeți cum ajungem la probleme în acest gen? Vedeți ce mai se poate. Când problema dualismului, Dumnezeu cu Dumnezeu rău, există, Thank you.